O expoziție cu un farmec remarcabil este găzduită pe parcursul lunii martie la secția de istorie a Muzeului Municipal Câmpul Lung. Lucrările realizate de pictorul Ilie Burghiele surprind prin evidențierea detaliilor, prin perspectiva prezentată și claritatea culorilor. După cum spunea Ioan Dafin, contemporan în preajma anilor 1900 cu autorul, când privești o pânză de-a maestrului Burghiele, te convingi imediat că ai în față o adevărată operă de artă, mai ales prin finețea sentimentului ce se degajă din întregul complex al lucrării sale, dovada cea mai strălucită a înzestrării cu un puternic talent. Captivante prin stilul pătrunzător, cele mai multe dintre lucrări transmit într-un mod sublim o eleganță atemporală. Potrivit lui Emanuel Manoliu, în ziarul Opinia din Iașul, de la granița secolelor 19-20, creațiile artistului plastic Ilie Burghiele sunt o divină simfonie a culorilor, cu jocul lor în mii și mii de nuanțe, când acestea sunt prinse și așezate gradat și aeric de știința și imaginația vie a unui veritabil talent, manifestat ca peisagist de frunte și portretist de valoare. În acest sens, interesant este și faptul că modelele care l-au inspirat pe Ilie Burghiele au fost inclusiv mama și fiica lui, aceasta din urmă fiind reprezentată cu rafinament și frumusețe mângâietoare prin lucrarea pe pânză Fata cu trandafiri. Lucrările din expoziție provin din patrimoniul propriu al Muzeului Municipal Câmpul Lung, iar inițiativa de a fi scoase la lumină merită apreciere și respect. Ele au aparținut inițial colecției lui Mihai Tican Rumano, apoi, prin donație, ar fi trebuit să fie un punct de pornire pentru înființarea unei secții muzeale de artă. Detalii în acest sens vor fi oferite la secțiunea dedicată culturii din această săptămână, în cadrul emisiunii Mușcelul în 7 zile, realizate de Sterian Pricope. După cum scria în presa vremii, în ziarul Mișcarea din Iași, Ilie Burghiele avea un temperament de artist cu ochi de ager și descoperitor de frumuseți tainice, cultivate cu predilecție prin peisaje în care te afunzi cu privirea ca într-un infinit, fie că privim din munți sau că stăm în fața unui drum, a unei păduri sau chiar a unei secvențe de bătălii redate cu un zguduitor simț al concretului, dinamismului, dar fără să se piardă acea plăpândă sensibilitate a creatorului de artă.
Ilie Burghele a trăit între 8 iulie 1870 și 10 ianuarie 1937. A urmat cursurile Academiei Julian din Paris, a fost profesor de desen, caligrafie și gimnastică, iar principalele teme abordate au fost portretul și peisajul. A fost decorat cu Ordinul Coroana României în grad de ofițer și a avut mai multe expoziții personale la București și în orașul natal, la Iași, iar unele dintre lucrările sale au primit medalii și mențiuni onorabile. Pe viu pot fi observate nuanțele și profunzimea fiecarei lucrări, care ne sporesc bucuria și ne onorează că se află în spațiul cultural mușcelean.